Bună ziua și bine ați revenit la Taifas cu tu grăsuța. Ce faceți, grăsuții mei? Ce faceți? Sunteți pregătiți? Cine nu-i gata, le-a cu lopată. Le-a cu buldozerul. Și nu-i gata, le-a cu lopata. Astăzi avem un haul. Un haul de la second hand. Plus, cei care m-ați văzut luni pe live, v-am arătat o parte din produsele pe care le-am găsit în piață și la second hand și așa. Dar nu le-am arătat în niciun video, așa că m-am gândit să le pun și pe video, că n-are niciun rost să vi le arăt doar pe live și live-ul nu stă acolo. Deci cei care au fost pe live le-au văzut, dar dacă eu la ora 12 noaptea închid live-ul, nu le mai vedeți. Așa că am zis să le repet, adică să le vedeți din nou, produsele pe care le-am găsit la vânătoarea de gunoaie. Cum a zis cineva că acolo e, că mă duc și culeg gunoiul altora, deci m-am dus la vânătoare de gunoaie. O să vă arăt ce am găsit acolo și ce am găsit săptămâna asta la second hand. Acum, după cum ați văzut, ieri v-am pus video cu second hand. De fapt, duminică, nu ieri. Ieri am avut live. Azi e marți. De fapt, nu e marți. Eu vreau să pun video marți. Deși v-am zis luni, dar luni am făcut live și n-am cum să pun și video și live. Înțelegeți voi. Așa că pam 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 pam. Vă voi arăta. Eu filmez sâmbătă. V-am amețit de cap? Cred că da. Deci am să încep cu produsele pe care le-ați văzut pe live. Faze că am așa de multe produse încât nu știu cum să vi le arăt. Cred că o să încep întâi cu astea pe care le-am aici, pentru că deasupra lor pot să mai pun alte produse. Acolo am make-up, o să trebuiască să fac un video special, pentru că am abonamentul de la Ipsy și abonamentul de la BoxyCharm, plus am primit două truse cadou de la o firmă, dacă vreau să mă joc cu ele, și am zis că bineînțeles că eu nu refuz truse. Primele două chestii pe care le-am găsit la vânătoarea de gunoi a fost aceste două printuri. Gunoaiele astea două, de fapt unul dintre ele a costat $1, este un gunoi din printat în Franța. Este vintage, nu aș ști să vă zic anul în care au fost printate. Dar sunt foarte faine. Foarte, foarte faine. Va trebui să spăl puțin sticla asta, că e cam răpănoasă. Na, ce vrei, de la gunoi. Dacă e de la gunoi, normal să fie răpănoasă. Și al doilea print, asta cred că Andreea Balaban ar fi super încântată să găsească chestiile astea. Într-un... Stați așa, să... Pentru că românii merg la târguri de vintage și de antichități, iar eu merg la gunoi. Deci, ca să ne înțelegem, știi? Cred că i-ar plăcut să găsească așa ceva la târgurile de antichități, unde merge ea. Dar eu nu, le-am găsit la târgurile de gunoi. Că noi aici asta facem. După, astea le-am cumpărat din second hand și au costat 78 de cenți. Nu știu cât de bine se observă arta lor. Îmi scuzați unghiile, dar așa e când merge second hand, nu ai manichiură de doamnă. Așa e când umbli în gunoi, nu ai manichiură de doamnă, ai manichiură de gunoieră, așa că e posibil să fie tătă oja, sărită, roasă, etc. Și încă una, tot 78 de cenți. Știu, e enervantă lumina aia. Dar cât de cât se poate observa, cât de frumoase sunt. Și astea sunt făcute tot în Franța. Mă, frate, dar ce detalii! Dacă stai și te uiți aici, ce nebunie e aici. Ai și un crocodil și o mâță și doi copii și o balanță și unul care, nu știu, zici, care are un măr uriaș în mână, unul cu pușca, doi care se iubesc în fundul gol. Deci e nebunia lui Salam ce e aici. Foarte faine sunt făcute. Și am dat 78 de cenți. Alea nu le-am luat de la gunoi, le-am luat de la second hand.
După, de la groapa de gunoi am luat această măinuțică. Ați văzut-o deja pe live. Stai așa să... Te pup și eu, ca ți-aș talentul tău de mamuță frumoasă. Așa, să punem maimuța agățată pe undeva pe aici, să stea cu noi. Am plătit pe ea 50 de cenți, deși dacă m-aș duce în magazine, aș scoate, cred că undeva la... Am văzut acum de curând redusă la 5 sau 6 dolari, ceva de genul ăsta. Dar eu prefer 50 de cenți, că mie îmi plac gunoile, ce vreți. Vă puteți. Na. După, tot la groapa de gunoi, am plătit un dolar pe bagi hârtie aici și ți-o taie în formă de inimioară. Eu am să folosesc alea ca sticăre, cam le lipește aici, aplici o ojă, un ruj, nu o ojă, un ruj, un fard, un highlighter, ceva de genul ăsta, după aia faci poze și se vede foarte frumos în formă de inimioară. Pentru că dacă ar fi să cumpăr forme de astea și sunt tot felul de eșabloane sau nu știu cum se numesc, care se lipesc de mână, faci soaciu și după aia le dezlipești, costă foarte mult. Și v-am zis eu și pe live că soțul meu i-am zis, bă, cum să fac, și el mi-a dat ideea, așa că eram super mega extra fericită. După tot de la groapa de gunoi am găsit și aceste pinuri cu cartea junglei. Arată așa. Pe Mowgli, Baloo și cu maimuța, regele maimuță, nu știu cum îi cheamă pe ăla. Maimuță. Și a fost doar un dolar. După, cred că cam atât de la groapa de gunoi. După, în second hand, am cumpărat această floricică, acest suport pentru lumânare, a fost 58 de cenți. Poți să pui, nu neapărat lumânări, poți să pui orice vrei tu, dar cred că cel mai bine să-l vedea o lumânare în top, pe deasupra la asta. După am găsit această cutiuță de bijuterii, e făcută în Japonia, a costat $1.99, cu floricele albastre. Foarte drăguță, e din un porțelan așa finuț. Place mult de tot. M-am zis că m-a bucurat foarte mult când am văzut că florile nu au nici o petală ruptă, că de obicei găsești petale rupte pentru că este vintage și la asta nu am găsit, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Deci dacă stau și mă uit în... va trebui să o iau așa la puricat, cu siguranță am să găsesc vreo una, că e imposibil. Deocamdată nu le văd. O fi o chioară la ora asta. Dar e super drăguță și v-am zis. A fost $1.99. După, am mai cumpărat ceva, dar nu am să vă arăt. Am cumpărat o jantă, un fake, de la Louis Vuitton. Mi-a părut așa de drăguță, dar e un material așa de nașpa. Mi-am dat seama atunci când am purtat-o, adică mi-a plăcut foarte mult designul care l-avea, pe care l-avea, dar e de foarte proastă calitate, așa că nu o să vă arăt. După, tot la second hand, am găsit două suporturi pentru lumânări. Sunt pentru Crăciun, pentru masa de Crăciun. A fost $1.99, dar culoarea asta a fost 99 de cenți. Sunt super drăguțe. Îi gustam mucea, mucea, mucea. Foarte drăguțe. Și la $1 bucata, n-aveam cum să zic nu. După... am găsit... asta e un coaster unde pui băutura. Și zice $20. Bine, e din metal, exact cum ar fi un ban, dar e fake, vă dați seama că nu există $20 tip monedă. După am găsit o monedă de la Alcoholici Anonymous, adică atunci când împlinești un an,
când mergi la Alcoholics Anonymous, îți dă un astfel de bănuț și în fiecare an, deci dacă mergi 2 ani la rând, îți dă bănuțul de 2 ani, de 3 ani, am văzut bănuți și de 44 de ani, că nu au mai băut și da, foarte interesantă. Și am mai găsit un bănuț, îmi sare muștarul din mine, un bănuț de la Disneyland. Arată așa, aici e castelul de la Disneyland și pe spate e Mickey și câteva atracții de acolo, super, super interesantă. Asta am pus-o la vânzare la 20 de dolari, vedem dacă o cumpără sau nu o cumpără cineva, dar cam așa se vinde. După am găsit o cană pe mărimea mea, o căniță pentru cafea, da, cred că are jumătate de kilo, e făcută în Japonia și a costat $1.48. Dar mă caracterizează într-un fel, pentru că zice că eu nu sunt lacomă, dar vreau să am destul. Adică I'm not greedy, but I want enough. Adică și are dreptate. Adică nu sunt lacomă, să am eu tot, de tot și nu știu ce, dar vreau să am destul, să nu duc lipsă de absolut nimic. Dacă asta mă face lacomă, atunci sunt lacomă. Acum astea ar fi piesele de rezistență, de fapt 3 din piese, 4, 3 din 4, pentru că mai am o piesă de rezistență jos. O să vă arăt eu acum, că e foarte drăguță. De fapt nu, 4 din 5. Holul ăsta sunt cu 5 piese de rezistență. Prima piesă de rezistență este această broșă, făcută în Rusia. Nu știu cum aș putea să vă arăt. În cauza luminii. Haide mă, nu pe fața mea, pe broșă. Așa. Super, super drăguță. Mi-ați văzut și unghiile, da? Vă rog niște aplauze. După, din aceeași firmă, am găsit această cutie de bijuterii, tot făcută în Rusia. Asta zice 1973. Asta nu zice anul, dar e o superbă. Dați o leacă câta muncă, frate, să faci așa ceva. Voi vă dați seama? Doamne, cât de frumoase sunt. Fiecare cutie se vinde în jur de $40 bucata, dar nu am să le vând, pentru că sunt foarte frumoase. Și nu mă lasă inimioara. Cred că trebuie să dau ventilatorul ăsta mai încet. Nu mă lasă inimioara, sunt prea, 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 prea frumoase și asta e preferata mea, e cu o pasăre Phoenix. Ia uite. Cât de frumoase sunt și asta, dacă nu mă înșel, e făcut în 77, da, 1977. Superbe. Și dacă nu mă înșel, am impresia că mai am o cutie, ceva de genul ăsta. Bine, un alt design, un alt model, dar ceva de genul. Ah, sunt foarte încântată de ele. După, mi-am luat două bile să mă joc cu The Box. Să mă joc cu bilele în mână. Față de că le-am luat, că frățiorul meu a avut aceleași bile când eram eu la liceu. Și când le văd, îmi aduc aminte de perioada aia, de când eram eu tinerică și da, îmi plac la nebunie și este și un stress relief, adică dacă ești stresată sau ceva de genul ăsta, pur și simplu te joci cu ele și, nu știu, te relaxează un pic. Poate numai pe mâine, nebuna de mine. Ok, după, cred că o să auziți foarte mult cuvântul ăsta după. Am cumpărat acest tabloaș, am mai luat eu ceva de genul, numai că mai mic, dar e pentru mama mea, că știu că ei plac foarte mult tablourile astea mici, așa, și drăguțe și tot felul de... Zici că sunt făcute în Italia, așa de drăguțe sunt. Nu știu unde sunt făcute, dar și când mama mea o să se bucure de ele. Am găsit o pisicuță, e făcută în China, a fost 99 de cenți, minus 30%, dar se pune o lumină înăuntru aici,
și o să ilumineze o lumânare de aia și o să ilumineze ochiul. Este pentru Halloween și Halloween-ul se apropie luna viitoare, așa că why not? Am găsit și asta s-o pui afară când bate vântul și sunt făcute din ceramică. Uite, așa de drăguțe. Super drăguțe. Bine că asta nu fi mers în baie, dar în baie nu bate vântul și n-aș putea să pun așa ceva în baie. Dar îmi plac de nebunie și a costat $1.99. Dacă le pun înapoi aici. Deci iată și frumos, nu le spart dacă le-am spart. L-a dus frumusețea. Dacă ați văzut pe live, dar de fapt nu știu că v-am arătat pe live, nu cred că am luat-o pe live, cred că am luat-o după. Am găsit o ceșcuță made in România. Made in România. Mă, dar stai să vezi că mai sunt chestii pe care nu vi le-am arătat și le-am pus deja în... Le-am pus deoparte. Asta este data viitoare. Este făcută la fabrica Iris din Cluj. Și normal că am cumpărat-o, știți, și data trecută am găsit globurile alea Made in România. Acum am găsit ceșcuță. Am găsit încă o farfurioară. Dacă țineți voi minte, am cumpărat una exact la fel. Este albă și are așa un model. E făcută în Franța. Știți, țineți minte că am cumpărat eu odată niște farfurii în Cehoslovacia, una prin Franța, una prin Anglia, una pe nu mai știu pe unde. Și am mai găsit încă o farfurioară de asta, așa că acum am două și sunt foarte drăguțe și un alb de ăsta mat finuț. Îmi place mult, mult, mult. DNC France. Ok, fancy, fancy. Încă o farfurioară care îmi place mult și mami a zis să o trimit ei și cred că asta am să o fac. Este această farfurioară și aici, dacă vedeți, are găuri și poți să prinzi coață și să o pui în cui. Ca decorațiune nu e o farfurie pe care să o mănânci, adică să pui mâncare pe ea. E pur și simplu de decorațiune. Foarte drăguță. Super, super, super drăguță. Dacă suntem tot la farfurii, continuăm cu farfurii. Asta e făcută în Germania. Badeuder Waldsass. Sazen, Tazen, nu știu cum se pronunță. Arată așa. Ah, frumusețe. Ador farfurile astea făcute în Germania. Faza e că produsele care sunt făcute în Germania sunt vintage, adică să nu vă așteptați că când zic că sunt făcute și îmi plac produsele care sunt făcute în Germania, nu știu ce se face acum în Germania. Astea sunt produse făcute în Germania vintage, sunt cred că prin anii 70-60, poate chiar mai devreme și sunt de o superbitate și pictate, unele dintre ele pictate manual și pur și simplu nu le mai găsești pe piață, adică nu mai găsești așa ceva în timpul ăsta, să te duci la magazin să cumperi chestii de astea, nu mai găsești, pentru că nu se mai compară munca pe care o făceau ei pe vremuri cu munca care se face acum. După, am găsit o farfurie făcută în Fine Bohemian China Cehoslovacia și e superbă, e un platou foarte drăguț. Mama mea când a văzut a zis că asta e cu albastru, mi-o dai mie. Și am zis că nu, mama, asta e a mea, că eu nu prea am platouri așa mai drăguțe, mai nu știu ce. Bine că unii au zice, ar zice că e farfurie, dar e destul de mărișoară și ar zice că e un mini platouaj. Și noroc cu mamele mele că a doua zi am găsit o altă farfurie, la fel, aceeași firmă, același model, așa că i-am cumpărat și eu una și acum avem una și una. După, am cumpărat asta de la second hand, asta deja am pus-o la vânzare, dacă nu mă înșel, cu $10. Cred că cu $10. Am plătit $1 pe ea și o să adaug și asta tot la fel cu $10. Sunt lucruri făcute în Occupied Japan, adică vintage, vechi,
pentru că nu era în Japonia, era în Japonia ocupată, ceva de genul ăsta. Și sunt foarte drăguțe și sunt lucruri vintage pe care nu le mai găsești decât la groapa de gunoi. Dar știu, nu prea pun eu la suflet chestia asta, dar îmi place așa să atât. Dacă ăsta e cuvântul. Ok, tot la second hand am găsit această jucărie pe care am să o vând. Sunt niște prețuri enorme. Nu știu unde să o găsesc pentru că am văzut ceva de genul. Nu am găsit exact aceeași mașină. Am văzut ceva de genul. Se vinde între 40 de dolari și 400 de dolari. Depinde de firmă. Acum trebuie să fac, cred că am să o pun la, cum se cheamă, auction, la licitație și cât vrea lumea să dea, atâta dă. E făcută în Japonia, e o jucărie de prin anii 1950-1960, e în foarte bună condiție, calitate și da, cred că cine a avut-o nu prea s-a jucat cu ea. Bine, poate doar cu chestia aia că nu prea stă sus, dar o să vă țin la curent să vedem cu cât se vinde mașinuța, încă nu am pus-o la vânzare. După am găsit o chestie foarte drăguță și îmi place la nebunie. În primul rând, eu nu prea cumpăr de-astea de băut apă, tumblere, dar asta l-am cumpărat din second hand pentru că era nou-nouț. Una la mână are eticheta de la Disney, a doua la mână paiul încă este în chestia aia protectivă a lui. A fost $1.99 și înăuntru are trandafirul de la Beauty and the Beast și scrie și aici Beauty and the Beast și luminează. Vezi? E băutura. Și te duci la Disney sau te duci, ce știu eu, în oraș, în parcul de distracție și ți iei apă sau ce ți iei tu și poți să ți iei asta cu tine. Mi-a plăcut foarte mult și a fost doar $1.99, așa că da, dragă, mărși cu mine, pentru că eu deja beau apă când ies din chestiile astea de la Starbucks. Le ador. Le ador. Așa. Acum. Continuăm să vedem ce am mai găsit. Am găsit o farfurie cu un poem aici, cu o poezie. E pentru friendship, pentru prietenie. E o farfurie vintage și mi-a plăcut la nebunie. Foarte drăguță. Păcat că nu e ca cealaltă, știi, să aibă găuri, să poți să o prinzi de perete. Dar cred că ai putea să pui pe un suport de la, știți cum sunt suporturile pentru farfurii, cum sunt și la carte, să pui o carte, cred că ai putea să le pui și acolo. A fost $1.99, dar eu când m-am dus a fost vineri și a fost 30% întreaga, tot ce am cumpărat a fost 30%. Și încă o chestie drăguță pe care am găsit-o acolo e această ramă foto. A fost 99 de cenți, minus 30%. Vedeți aici sus are o grăjitoare și un liliac. E pentru Halloween. Dar mie îmi place pentru orice și stai să vezi că am crăpat-o, că văd că îi lipsește o bucățică aici. Sau era crăpată deja? Era crăpată, dar nu mi-am dat seama. Bine că nici nu prea îți dai seama. Vedeți că aici lipsește o bucățică, dar cu stelele, cu asta, nu prea îți dai seama că lipsește. Decât dacă te holbezi atent la ea. N-am să mă holbez atent la ea. Dar îmi place la nebunie. Da. Când mi-am dat seama că e ciopit un pic acolo. După, să văd dacă am spațiu unde să pun astea, că nu le-aș ține aici. Haide mă, dă-te jos tu. Și tu. Le-am pus în cutia de la perechea de papuci pe care mi-am găsit-o pe internet. Mi-am pus-o deja pe raft. Mi-am cumpărat și rafturi pentru papuci.
acolo sus. Mi-am pus 85% din încălțările pe care le am, au încăput acolo pe raft, cam 85%, 80% cam așa. Am încăput 45 de perechi de papuci, papuci mamilor. După, cât mai avem? 25 de minute. Ok. Am găsit un pitcher, o chestie de pus apă. Arată așa. Prețul $3.99. Și tipul care o avea acolo o pus-o la pentru grădină, adică să uzi florile cu ea. Chestia asta e făcută de Fiesta Wear și se vinde în jur de $40-50 bucata plus transportul. Am văzut undeva la $44 plus $20 transportul. Eu îmi place la nebunie, Fiesta e destul de scumpă și da, săracu, mă avea la udat florile, nu, e de pus apă, de pus vin, e o carafă, de pus apă, de pus vin și o pui la masă și când ți-o săte, bei din ea. Îmi place la nebunie. Bine că trebuie spălată foarte, foarte bine, dar mor de dragul ei. Are așa o art deco, dacă s-ar zice, forma asta așa mai specială. Mi-e gustat mucho. Mucho, mucho, mucho. Și când am văzut-o, nu i-am mai zis la tipul respectiv. Că eu de obicei îi mai zic la tipul ăsta că asta e așa, asta e așa, asta e așa. Dar de data asta nu i-am zis-o, că dacă îi ziceam, poate schimba prețul de la $4 la cine știe ce. Așa că am mers pe burtă, cum s-ar zice. După, se închide acum și camera într-un minut, eu mai am un set de ăsta, tot nou, tot în pungă, în ciolofan. E un set vintage, cred că de prin anii 90, arată așa, are 6 coastere, de-astea de pus sub capac, sticlele de bere, sub pahare și 6 linguri, dacă nu mă înșel, da, 6 linguri lungi pentru băutură și îmi plac la nebunie. La nebunie. Cu siguranță culorile sunt mult mai vii când scot ciolofanul ăsta, dar deocamdată le las așa, nu le scot nicăieri, rămân așa și am plătit $1.49 pe ele. Da. Ce să fac? Dacă mie îmi plac lucrurile astea, frate, ce vrei? Așa-s eu, gunoieră, ce vrei? Nu știu, nu mă pot abține, nu sunt genul de persoană, nu-s de aia cu nasul pe sus să cumpăr numai din mall și să cumpăr numai nu știu ce și să cumpăr numai nu știu ce. Cumpăr ce-mi face mie plăcere și ce-mi... Nu știu cum să vă explic. Poate aveți și voi nebunia asta, cele care sunt pasionate de vintage, sunteți atrase doar de lucrurile care nu se mai fac. Că știi cum e, așa te poți duce oriunde și oricând în mall-uri, în magazine și să-ți cumperi ce dorești tu, dar pe astea nu, trebuie să ai noroc să le găsești. Și sunt câteodată lucruri foarte, foarte ieftin în comparație cu cât se vinde, adică sunt, nu știu cum să vă explic. Chestia asta, da? Ea se vinde cu, cineva plătește $60 să ia o chestie de asta acasă. Eu am plătit $4 pe ea. Bine, $4 minus 30%. Deci, $4. Poate sunt eu așa zgârcită, sau caut oferte, sau caut... Nici nu știu cum să zic. Nu știu cum aș putea caracteriza. Nu sunt genul de persoană... De fapt, sunt și genul de persoană să merg în mall, să-mi cumpăr ceva, dar tot la fel, mă uit după reduceri, că nu... Aici sunt așa de multe lucruri, așa de multe lucruri, încât nu văd sensul și rostul de a plăti preț întreg pe un produs pe care pot să-l iau mult mai ieftin. Pentru ce? Deja când am bani, știi? Adică nu am bani de, cum să zic eu, mă dau bani afară din casă, nu mă dau bani afară din casă. De asta poate și îmi place să caut
tot felul de oferte, tot felul de deal-uri, tot felul de noutăți. Adică ați văzut și Adidas și aia de la Puma. Mai nou acum am luat niște șlapi de la Adidas, care la fel am plătit, și o pereche de șosete, am plătit pe amândouă, cu tot cu transport, $5. Și pe ăia de la Puma erau $60. Am plătit pe ei $3.86, ceva de genul ăsta, și transportul m-a costat $7. Deci în total am plătit vreo cât? $11 aproape pe transport și produsul respectiv. Dar mi-au plăcut. Și $11 pe o pereche de Adidas de la 60, cred că se merită. După, tot de la second hand, am găsit această, e pentru lampă, un fel de veioză, a fost 79 de cenți, dar eu am să o luas așa. E o mâță neagră, fantomă, pumpkin, tot ce vrei pentru Halloween, e decorațiune pentru Halloween și mi s-a părut super drăguță și am plătit pe ea doar 79 de cenți. Așa. Tot 79 de cenți, am luat o farfurioară făcută în Portugalia, made in Portugal. Mi s-a părut super drăguță forma. E așa ca o formă de lămâie, să zicem. Dar îmi place mult de tot. Păi că eu astfel de farfurioare, de fapt, cum sunt astea, dacă mai găsesc, nu le iert. Nu le iert, frate, sub nicio formă. Adică tot ce găsesc genul ăsta așa fain și vintage, nu le iert, pentru că sunt din ce în ce mai rare chestiile astea. Foarte multe dintre ele se sparg, foarte multe dintre ele ajung în second hand și la fel, până ajunge pe raft, dacă nu ești foarte atentă, se sparg. Și sunt din ce în ce mai puține, adică eu una am văzut din ce în ce mai puțin, mai puține astfel de farfurii frumoase, superbe. Așa că, da, când prin ceva fain, tot eu. Tipa asta, vrăjitoarea asta, tot pentru Halloween, o decorațiune pentru Halloween, e făcută în anii 90, e semnată Betty 90, a fost 79 de cenți și e super drăguț. Ei, ce față are! Ei, ce față are vrăjitoarea asta! Cum să-ți fie frică de o astfel de vrăjitoare? Îmi place mult, mult de ea. Așa zborul. Și, da, o să decorez pe acolo, mai scot eu ceva și pun astea pentru Halloween. După, mai am un sacoș aici, mă gândeam că mă uitam aici și vedeam, bă, stai leacă, că lipsesc câteva produse. Am cumpărat plicuri. Au fost 50 de cenți, că culoarea asta a fost jumătate de preț, o grămadă de plicuri de astea galbene. Eu am nevoie pentru că am fete care sunt din Canada, Australia, Germania și... Unde am mai trimis? Ricata, Australia, Canada și Germania. În ultima vreme, Germania mai mult, unde trimit felicitări și da, am nevoie de plicuri, pentru că dacă trimit în plicurile astea, plătesc transportul gen cât mă costă un timbru, dar dacă trimit din plicurile alea ante mai mari, plătesc $13-14 și no, dacă trimit în plicurile astea, bine că se iau și în funcție de greutate, plătesc un timbru 2 și timbru-i $1.15. După am găsit o chestie foarte drăguță, a fost $14, dar am avut reducere de $10, deci am plătit doar $4 pe ea. E acest suport. E superbissimo. E semnat Ellen Noble, dacă nu mă înșel. Da, Ellen Noble. Și e pictată manual și e un trinket. Trinket înseamnă un fel de... Nu știu cum să vă explic. Unde se pun mici bijuterii, cerceluși, chestii de-astea. Și da, super drăguță, foarte scumpă. N-aș fi plătit niciodată $14, dar $4, da, merge. Dar 14 nu, dacă asta e... Astea sunt comestibile, trebuie să le pun aici la comestibile. După, am cumpărat această cutiuță de bijuterii, deși am zis că nu mai cumpăr, nu m-am putut abține.
A fost 50 de cenți, e făcută din plastic. Deci un plastic de ăsta așa mai tare. Made in Hong Kong. Drăguțică, 50 de cenți. Trenul, dacă v-a fost dor de el. După un castro farfurioară, nu știu ce e. O farfurioară, un castronel, dar e adânc așa puțin, mai adânc decât farfurioarele normale. E făcută în Japonia și am plătit 79 de cenți. Și e super drăguță. Super drăguță. La fel, poți să pui mărunțiș. Nu, frate, dacă n-am de-a farfurii de-asta de pus mărunțișul și bijuteriile, fai, o grămadă. Fără număr. Fara număra. După om. Asta o las mai așa, mă spus și peleacă. Aia îmi place mult. Am găsit o vază, dar asta am luat, e făcută din milk glass. Se numește milk glass pentru că sticla asta se aseamănă cu laptele. Deci e super, super drăguță și m-am gândit că aș putea să pun câteva pensioane sau chestii de-astea care le folosesc eu pentru față. Nu știu. Zic și eu, dar mi-a plăcut mult, zici că e o floare acolo, cât de drăguță e. Și nu e ciobită, nu e nicăieri. Și a fost $1.99, deci o grămadă de bani. O grămadă de bani am dat pe ei. Bani. Grămadă. N-am dat. N-am dat o grămadă. Hai să văd unde pun astea, că nu mai am spațiu aici. Să le mai... Uite așa. V-am zis că am mai găsit o farfurioară cum era aia mare, albastru, deci am și eu și mama acum. Mie îmi place când găsesc chestii de-astea. Unde am și eu una și are și mami mea una. Avem împreună așa câte una. Așa. Aici am câteva farfurioare. Nu le-am putut lăsa. Eu nu las de obicei nimica. Am să-mi trimit și mamei mele una și eu am să-mi opresc două. Sunt farfurii făcute în Japonia. Au costat 38 de cenți bucata și au această păsărică acolo. Și cât de bine o vedeți din cauza luminii. Superbă! Superbă! Și am găsit 3 bucăți. Și v-am zis, una îi dau lui mama și două mi-o presc eu. Fac și mama gunoielul. Și numai eu să adun, mai dau și la altul. O să fim așa, mamă și fiică. Gunoielele internaționale. Ok, acum mai am două piese de rezistență. Asta e goală. Ok, mai am două piese de rezistență. Una dintre ele ați văzut-o deja în video, pentru că, de fapt, n-ați văzut-o, o să o vedeți. Ați văzut-o deja, dar eu încă nu am pus video, deci încă n-ați văzut, dar o să o vedeți când o să vă uitați la video ăsta. E acest bowl. Dacă îl țin invers. Așa arată. Mamă, cât de frumos, cât de frumos. Nu zice unde e făcut, care e prețul aici. Și sub preț, tot nu zice. A fost $7 minus 50%, că am avut un cupon de 50% și am plătit pe el $3.50. Cât de frumos. Ăsta poți să-l prinzi de perete dacă vrei, care e gaura asta și poți să-l prinzi. Tot timpul rămân așa. Cât talent, câtă muncă și eu îl cumpăr cu $3. Da, e păcat pe o parte, știi? Că atâta muncă și așa de puțin bani. Dar ce să facem?
Și ultima piesă de rezistență de sunt așa de fericită de nu-mi vine să urlu când am văzut-o. Deci la urlu, nu altceva. Era ascunsă. N-am filmat la second hand-ul ăla. Era vorba de second hand-ul ăsta de lângă casă de la mine. Și era ascunsă sub niște... Nici nu știu ce să vă zic. Tot felul de fețe de masă, tot felul de chestii puse, clai peste grup, dar era ascunsă, deci era sub tot, deci tot aruncat peste ea. Cineva a ascuns-o, cred că nu era nicio reducere în ziua respectivă și nu știu cum cineva putea să vrea o reducere pe așa ceva, că a costat doar $3. $2.99. Deci $3 a costat și eu în ziua în care am fost, am impresia că n-am avut nicio reducere și nici nu mi-a apăsat, adică... No way, Jose, nu mă interesează de reducere. E, știți că am mai fost noi dată la un anticariat și am găsit o mână de aia tip clip? Ei, de data asta, ea arată așa. Deci ea arată, are sistemul ăsta de prindere așa în sus. Știu că poate pentru unii o să fie ce curutania aia. Dar pentru mine e o minunăție. Poți să așezi chestiile astea cum vrei tu. Aici întrebați ce se pune. Se pune ce vrei tu. Poți să pui, ce e asta, o carte, cărți de vizită. Poți să pui poze. O să pui, ce știu eu, scrisori, dar n-am scrisori, așa că mai pun o chestie de la Colourpop. Și poți să faci așa, așa, și așa, așa. Așa, așa, stai așa. Așa. Deci ca să se vadă bine pozele respective. Doamne, cât e frumoasă, e $3, voi vă dați seama, $3, bă, frate, $3 pe așa ceva, ea se vinde cu $45-50. Și am luat de $3. Și țineți minte că pe aia din anticariat pe care am cumpărat-o eu era la 20%, era $20, 50% reducere și am plătit $10. Și eram așa de fericită plătind $10. Acum mi-am luat 3 mâini. Știți că am o boală cu mâine. 3. Și-am dat $3. Doamne, cât de frumoase! Doamne, trebuie curățată, dar nu știu cum să curăță materialul ăsta. Dacă aveți vreo idee, vă rog frumos să lăsați un comentariu și spuneți-mi și mie. Doamne! Doamne, doamne, cât de frumos! Oh, și încă o chestie pe care vreau să vă întreb. Vouă vă place așa să lăsați comentarii? Sau, pentru că dacă nu vă place, eu pot să scot secția de comentarii, să nu mai lase nimeni comentarii. Să vă uitați doar la video și să lăsați like sau dislike sau ce vreți voi și să nu vă mai simțiți așa forțați sau ceva să lăsați un comentariu. Pentru că am observat în ultimile videouri că nu sunt comentarii și am zis că, bă, pentru ce să las chestia aia acolo dacă nu vă place să lăsați un comentariu. Pentru că și eu mă uit, le citesc, văd și eu ce faceți, dar dacă voi nu vreți să împărtășiți asta cu mine, nu-i problemă, eu pot să scot chestia aia. Nu mai anunțați-mă și este ok. După, săptămâna asta la CVS nu am cumpărat absolut niciun produs de make-up, pentru că bănuții mei i-am investit în parfum. Banii care trebuia să cumpăr make-up, mi-am cumpărat parfum. Am văzut o sticlă de parfum super mega extraordinar de drăguță. Era redusă la $16.99. Este vorba de un parfum de la Vicky Teal, Sirene se numește. Made in USA. Nu știu dacă ați avut până acum acest parfum, dacă vă place, dacă nu vă place. Dar mie mi-a plăcut sticla. Mie mi-a plăcut sticla la nebunie. E cu aceste gajiși o sticluță în diferite ipostaze. Da. Banii aruncați aia.
Dar să vă zic o chestie, de ce mi l-am cumpărat? Că nu mi l-aș fi cumpărat dacă nu aveam puncte, pentru că eu am puncte la CVS. Deci din buzunarul meu cred că am plătit vreo $10 și $10 care doar 2 erau taxe. Și am avut și un cupon. Parfumul ăsta a fost $17 și am avut un cupon de $7 reducere când cumperi de 25, așa că a trebuit să caut ceva de $8 să pot să iau parfumul și am găsit acest parfum de la Revlon. Nici nu știu că Revlon face parfumuri. Se numește Charlie Gold, mai era unul Charlie Red. Nu știu, miroase dulce, miroase ceva gen... Încă o dată, cum sunt bombonelele alea dulci, mititele care se pun pe colivă, ceva de genul ăsta miroase ăsta. Și da, cumpărat astea două parfumuri de la CVS, în loc de make-up. După, la 99 de cenți, eu nu încercasem niciodată nut clusters. Ce e? Sunt nuci prinse într-un fel de caramică, dacă nu mă înșel, de cara mea, cara mică, cara mea, cara ta, cara tuturor, cara mică și cu prețel, cu covrig. Da, o chestie foarte interesantă, care dacă n-ai dinți buni e posibil să ți-i rupi. Dar eu am noroc că am dinții buni și o să-i ronță la ei. După am cumpărat Sunbaked Raisin. E un fel de pâine, dar nu e pâine. Are gust ca un fel de chec. Ca un fel de panetone cu stafide și cu scorțișoară. A fost $1.99. Astea încă nu le-am pus la loc, trebuie să le pun acum. Am zis că vi le arăt vouă și după aia le pun la loc. După am cumpărat un pachet de biscuiți, conține 12 piese. Sunt biscuiți cu marshmallow, cu bezea înăuntru. Normal. Hai să vă aud. La câte de mare biscuiți îți mai trebuie, da? Și dacă biscuiții nu erau destul, am cumpărat niște brioșe. Fiecare dimineață mănânc câte o brioșe cu un pahar de lapte. Sunt blueberry, brioșe blueberry. Am cumpărat vreo 10 bucăți. Au fost 50 de cenți bucata și sunt foarte bune. Deci foarte, foarte bune. Chiar faci un mic dejun foarte sățios, să zicem așa. Un pahar de lapte și o... De asta... Sunt gata de drum. M-am dezobișnuit să mănânc mic dejun ouă, chestii de astea. Talac. Adevărat. Și mănânc ori cereale cu lapte, ori o brioșă cu lapte. După am găsit... Dacă aveam un părișor aici. Velveta Liquid Gold Shelf and Cheese. Deci, înăuntru sunt paste normale pe care le pui și le fierbi, plus găsești un pachetel de brânză lichidă. E genul ăla de brânză când te duci la film și ți-ai nacho și ai brânza aia galbenă așa, deci exact așa e și asta, nemaipomenită. Îmi plouă în gură. Și încă un pachetel separat unde conține bacon foarte, foarte fărămițat. Deci bucățele de bacon pe care le pui deasupra la paste după ce le-ai făcut. Și e delicios. De obicei când te duci în magazine, o astfel de cutie costă cam $4, cam așa. Acum le-am găsit la 99 de cenți pentru 99 de cenți. Așa că am cumpărat 1, 2, 3, 4, 5, 5 astfel de cutii. Made with real cheese and milk. Chiar sunt foarte bune.
fetele care au stat în state și vreți ceva așa rapid, îmi place la nebunie. Și cred că atât. Mă mai uit alea ca să văd. Să nu fi pierdut nimic. Atât. Asta am cumpărat. Bine, că am mai cumpărat și alte chestii. Mâncare, chestii, trestii. Am cumpărat niște umerașe pe care le-am pus în dulap. În dulapul nou pe care l-am făcut. Oh, sunt așa de mândră de el. Aia de papuci. Am plătit $8 un triunghi, un cub de ăla și am 3 cuburi mari. Adică un cub mare unde sunt 15 mititele. Și am plătit $8 pe fiecare 15. Așa a fost la fel din second hand și îmi place la nebunie că v-am zis, îmi țin toate perechile de papuci și nu, picioarele mele nu miros, deci papucii mei nu candesc și e ok să le țin în cameră, faze că nici n-aș avea unde să le pun. Pentru că la noi aici nu e ca și în România, intri pe un hol, ai cuierul, ai chestii, nu, aici intri direct în sufragerie. Ei, și cum aș sta să-mi țin papuci în sufragerie? Așa că e mai ușor de ținut în cameră. Și mi-am pus toate perechile mele de Adidas. Au mai rămas ghetele nu le pot pune acolo că cuburile alea sunt destul de mititele și au rămas în spate și da, va trebui să aranjez așa un pic acolo că a rămas spațiu liber, foarte mult spațiu. Plus că am mai dat și din hainei care la fel nu le mai purtam sau da. Asta a fost video de astăzi. A fost aleacă de lunguț, nu? 40 de minute, 50 de minute, tot a fost. Deși săptămâna asta v-am cam obișnuit așa 10 minute, 12 minute, 20 de minute. Hai să vă dau și unul mai lunguț. Sper că v-a plăcut. Cred că următoarele două video ce trăsnește tăte o să fiu îmbrăcată la fel. Pentru că, na, dacă tot m-am apucat de filmat, pe filmez, frate, tot, ca să aveți săptămâna asta și să nu vă aud că n-aveți video. Așa că după video asta o să filmez cu make-up-ul pe care l-am acolo. Și poate pe live vom face swatch la trusele pe care le-am primit de la Docolor. E o firmă de make-up care m-au contactat și mi-au zis dacă vreau să-mi trimită ultima lor trusă să mă joc cu ea și am zis că bineînțeles, cum, îmi place să mă joc. Și mi-au trimis două. Adică două truse diferite și una dintre ele e foarte faină că are și pensule. Și da, îmi place, mai gusta. Dar vă face un swatch să vedem cât de bune sunt, că așa de frumoase. Mergeți pe pagina de Instagram și vedeți că am făcut poze acolo să vedeți cum arată trusele deschise. Și da, vom vedea ce am primit luna asta de la BoxyCharm, BoxyLux, pentru că este luna mare de BoxyLux, să știți că luna unde vin mai multe produse și de-abia aștept să descoperim împreună să vedem și să ascunde acolo. Și Ipsy. Deci, n-a trebuit să cumpăr produse de make-up pentru că au venit astea două cutii și o să fie mai mult decât de ajuns. Hai să ne minunăm iarăși de prețurile pe care unele produse le au în trusele respective. Și da, puteam să fac două videouri diferite cu Ipsy și una cu BoxyLux. Vedem, dacă nu un singur video împreună, vedem cum am chef. Ok, v-am pupăcit, ăsta a fost video de astăzi. Dacă vreți să fiți gunoiere ca mine și aveți de făcut, mergeți în talciocuri, căutați printre gunoaiele altora, pentru că cu siguranță o să găsești niște comori. Eu asta fac, dacă asta mă numește, mă face o gunoieră, eu sunt o gunoieră mândră și da, mie nu-mi trebuie 1000 de euro să ies din casă. Mie îmi trebuie 10 dolari și câteva cupoane și cumpărtăm magazinul. Ok, sper să aveți o zi cât mai frumoasă, nu uita, alege să fii fericit, alege să fii tu, indiferent că ceilalți te vor critica, să ne doară la bască și da, trebuie să fii fericit, ok? Vă pupăcesc, sper să aveți o zi cât mai frumoasă, nu uitați de like, de subscribe, de toate cele care uit tot timpul să le zic și da, ne vedem data viitoare, sper că cu bine. Bye.